În Ploiești ar putea fi construite o nouă grădiniță cu 120 de locuri și o nouă creșă cu 100 de locuri. Se propune Consiliul Local începerea procedurilor de a concesiona, de fapt de a expropria în interes public pentru instituții de învățământ, clădirea de pe, de fapt, tot terenul de pe Elena Doamna Colț cu Traian. Exista acolo la un moment dat și un liceu, sau mă rog, era anexe la un liceu. A fost retrocedat, am identificat proprietarul și este evident că lucrul ăsta îl facem în interes public pentru raportat la suprafață și cred că este absolut în regulă și că se poate pentru construcția unei grădinițe și a unei creșe. Este clar că avem nevoie de lucrul ăsta. Deocamdată nu a fost identificată și sursa financiară pentru această investiție. O să vedem. De principiu, nu cred că este o problemă cheltuind atent și să le facem din fondurile proprii. Cred că cel mai important... Păi mai întâi trebuie să expropriez. Mai întâi trebuie să vedem că putem, că avem terenul, începem procedurile, după care facem un proiect pe terenul respectiv. Terenul care urmează să fie expropriat are o suprafață de 3200 de metri pătrați. Primăria are în proprietate un teren alăturat de 1000 de metri pătrați. Astfel, întreaga suprafață de 4200 de metri pătrați este suficientă pentru construcția unei grădinițe și a unei creșe.